Începând cu luna aprilie, pensiile vor fi indexate cu 6%. O decizie în acest sens a fost aprobată de executiv. Astfel, după indexare, pensia minimă va fi de 2778 de lei. Pensiile pentru limită de vârstă vor crește în mediu cu 249 de lei pe lună. Pensia medie pentru limita de vârstă va constitui, după indexare, 3.926 de lei. Aceasta constituie o creștere cu 90% comparativ cu 1 ianuarie 2021. Ministrul Muncii și Protecției Sociale, Alexei Buzu, a declarat că pe parcursul mandatului acestui guvern, pensia medie pentru limita de vârstă a depășit cu 35 de puncte procentuale inflația cumulativă pe aceeași perioadă. Pensia minimă va constitui 2778 de lei. Aceasta reprezintă o creștere cu 143% comparativ cu anul 2021. Pensia minimă, de fapt, a crescut de două ori și jumate mai rapid decât inflația cumulativă pentru perioada dată. Asta înseamnă că, în pofida tuturor dificultăților, guvernul nu doar a păstrat puterea de cumpărare a pensiilor din Republica Moldova, dar a reușit să le crească și va depune tot efortul în continuare pentru ca să asigure un trai decent pentru toți pensionarii din Republica Moldova. Potrivit autorităților, calculul estimativ al cheltuielilor necesare pentru indexarea prestațiilor sociale constituie 14,2 miliarde de lei. Aproximativ 10,9 miliarde de lei vor fi din mijloacele bugetului de asigurări sociale de stat, iar suma de 3,3 miliarde de lei va fi alocată din mijloacele bugetului de stat. Amintim că bugetul pentru pensii preconizat pentru anul 2024 este de 28 de miliarde de lei, cu o creștere de 11% față de anul 2023. În acest an, statul va achita pensii pentru limita de vârstă pentru aproximativ 530.000 de pensionari.